dragile mele, mă uit la această rochiță fronsată și cu floricele, cu imprimeu floral. Credeți că o femeie la plus 50 de ani mai poate purta o astfel de rochie? Păi, haideți să vorbim cu stilistul acestui mall, Luminița Făurescu. Ea ne va oferi sfaturi utile pentru noi, femeile, care suntem frumoase și elegante la orice vârstă. Ia uitați-vă aici! Ia să vedem! Mișcare, fluiditate... Hei, hei, hei! Aceasta îmi place sau aceasta? Ce zici? Nu-mi place! Dana, aici avem două ținute, una de zi și una așa nu. Deci așa da și așa nu. Da, se întâmplă foarte des asta. Mai ales femeile peste 50 plus care vor să arate young, așa, cumva o duc la extrem. Am înțeles. Și fac o țintă greșită. Adică ne ia capul, da? Da. Am înțeles, ok. Da. Bun, deci tu spui așa, că aceasta este ținuta corectă. O ținută de zi. De zi. Chiar dacă avem un roz, o nuanță stridentă, putem să o purtăm. Avem o croială clasică la mantou. Și la blugi. Da? Și la blugi. Okay. Și putem să spargem aceste texturi cu niște dungi. Bun. Franțuzești și... Și bă, cizme, pantofi, sport, aș alege... escarpen, ce? Balerini, balerini, ce? Aș alege o botină cu toc midi, aș alege pantofi bărbătești. Atenție, doamnelor, avem o combinație nereușită. Nu combinăm niciodată o rochie din voal, în stil romantic, cu o geacă supradimensionată, metalică, în stilul sport. Așa o rochie purtam eu când aveam 20 de ani. Așa ceva nu mai pot să port acum, pentru că nu mai am talie, am bustul pentru prea cele mare. Care încă pot purta, pot asorta un mantou la ea, da, și au o ținută perfectă de toamnă. Doamnelor, curaj! Toamna aceasta se poartă mini. Ei, ce spuneți, doamnelor? Mini! Mini la plus 50 de ani. Doamne, deci haideți că v-am amețit cu atâta shopping, atâtea magazine, atâtea variante, tendințele sunt la mare căutare toamna asta. Dar acum haideți să schimbăm puțin. Tot mini, mini, mini. Poate ceva boem, poate ceva boho. De ce nu, doamnelor? Haideți, haideți! Cum le combinăm, ce facem, astfel încât să arăt că sunt o femeie elegantă, modernă. Îmi, da, place foarte mult materialul, cumva, da, îi dă un plus de eleganță, okay, și manșetele, și aș fi să merge pe varianta asta, un mare nu. De ce? Doar pentru că este din fâș? Mm-hmm. Doar pentru că e din fâș. Deci așa nu. Dana, orice ținut are nevoie de accesorii. În cazul tău, o pălărie ton în ton, cumva. Mulțumesc, ador pălăriile. Ia să vedem. Altceva. Ce trebuie să regăsească în garderoba noastră toamna aceasta? În garderoba femeilor de 50 plus trebuie să avem așa un mantou clasic pe care să-l purtăm cu orice ținută. Ok. Da? O rochie precum aceasta, așa, da, care să se fie parte peste parte, să avem un decolteu, să avem talia marcată și o lungime fie midi, fie mai lungă, fie mai scurtă. Okay. Și accesorii. Accesorii. De la coliere, de la mănuși, pălării, fulare, turbane. Turbane din cașmir, da, da, da. Curele din piele, mici, late, nu contează. Și, evident, încălțările potrivite.